Eu astăzi vom face acest călăcel, un călăcel cu aluat de ala de pâine, umplut cu Nutella, cu cremă de Nutella și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. O linguriță de zahăr. De apă și amestecăm puțin să se topească. Așa. După ce s-a topit, adăugăm puțină făină. Fie consistența inovație. Unii smântâne groase. Acum o să acoperim vasul nostru și lăsăm să se odihnească. Acoperim cu folie și lăsăm să se odihnească până își dublează volumul. Ia să vedem dacă crescut. Acum o să adăugăm făină, o să adăugăm puțin câte puțin și la început o să adăugăm puțină făină. O punem așa deasupra. O să adăugăm un ou.
încet până o punem pe toată. Și dacă mai este necesar, mai adăugăm puțin. Așa. Și o să adăugăm la urmă și ulei. Ulei de floare soare sau ulei de măsline. Circa 60 de ulei. Și ulei o să adăugăm. Da. Întindem și această, întindem aluatul și facem o foaie. Așa. Așa, am întins foaia. O să punem Nutella sau ciocolată pe foaia noastră. Așa. Și o să ungem așa peste tot. Așa, pe 3 sferturi o să ungem. O să punem. Așa. Cu răbdare. Întindem bine. Așa. Partea de aici o să facem așa cu...
Și încet, încet. Și răsucim așa. Și răsucim, răsucim. Așa. Și acum o să punem în tavă. Luăm și îl punem așa în tavă. Ia uitați. Și îl putem și lipi aici. Îl strângem așa bine. Așa. Și îl putem da și cu puțin lapte cu gălbenuș de ou peste, ca să, să aibă așa o formă frumoasă. Aici dăm așa cu... Așa. Dăm așa peste tot. Și acum dăm la cuptor. Până se coace 180 de grade, circa 20 de minute maxim. Aici este gata și, și colocelul nostru. Ia uitați. Făcut. Așa. O să-l punem pe o farfuriuță. Colăcelul nostru umplut cu cremă de Nutella sau cu cremă de ciocolată. Ia uitați-l. Colăcel, colăcel. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine și ne vedem cu următoarea rețetă. Pupici, la revedere!